Suntem la rugăciunea aceasta importantă pentru că consider că este extrem de important și să înțelegem de ce Isus și-a învățat ucenicii să se roage. De fapt, eu cred că asta este o pildă pentru că este un exemplu asupra cum ar trebui noi să ne rugăm. Cineva spunea că astăzi Biserica nu are neapărat nevoie de clădiri noi. Moderne, luxoase, programe atractive și alte invenții, ci de oameni puternici, folosiți de Duhul Sfânt, care știu să se roage. Sunteți de acord cu asta? Rugăciunea este extrem de importantă pentru noi. Și ucenicii au înțeles lucrul ăsta. Ce este interesant este că, la un moment dat, ucenicii l-au rugat pe Domnul să învețe să se roage. E foarte interesant. Petru, tăiat în a opta zi, Ioan, care mergea la templu și aducea jerfe, evrei știu să se roage. Baruchata, Adonai, Eloi, știți foarte evrei știu să se roage. De când se nasc, evrei știu să se roage. Și totuși, ucenicii merg la Domnul Isus și spune, învață-ne să ne rugăm. De ce credeți lucrul ăsta? răspunsul este în faptul că ei au văzut ce efecte are rugăciunea în viața Domnului Isus. Sau mai bine spus, ei au văzut că rugăciunea lui Isus avea rezultate. Când au adus copilul epileptic înaintea lui, i-au spus, ucenicii tăi au încercat, s-au rugat, dar nu s-a întâmplat nimic și ei ceartă și spune, o puțin credincioșilor, și spune, acest soi de draci Iese cu post și cu, spuneți voi, cu rugăciune, dar nu orice fel de rugăciune. Nu o rugăciune de pe buze, nu o rugăciune învățată, nu o rugăciune mecanică, ci un alt numit fel de rugăciune. Cineva spunea că Îngerul l-a scos pe Petru din temniță, dar rugăciunile Bisericii l-au scos pe Înger din cer. Ce interesant este că uh, pentru ce se rugau, Petru era la ușă și bătea și ei erau preocupați cu rugăciunea. De multe ori suntem așa de ocupați cu rugăciunea și nu vedem bine cuvântarea care deja este la ușă. Dar asta e subiect de altă predică. Vorbim despre altceva astăzi. Ce nevoie este astăzi în biserică și în viața noastră personală de rugăciune ascultate? De rugăciuni care să fie și eficiente. Dați-mi voie să, să vă spun. Sunt născut la evanghelici, născut între neoprotestanți. Toată viața mea am știut și am crezut că știu să mă rog, dar mi-am dat seama că am nevoie să învăț, să mă rog cu adevărat. Nu știm să ne rugăm. Cumva ne-am pierdut capacitatea aceasta de a ne ruga în urma păcatului. Adam. Era în grădina Edenului și în Geneza se crapă așa puțin ușa să vedem uh, și noi și să înțelegem. Zice acolo, el avea părtășie, vorbea cu Dumnezeu în, uh, uh, în ruah, în suflare, în, în dimineața, în răcoarea dimineții. Cu alte cuvinte, când Adam spunea Abba, Tată, Dumnezeu era acolo cu el. Nu era niciun dubiu în mintea lui Dumnezeu era acolo Prezent cu el Noi am pierdut această capacitate De a ne ruga și a fi ascultați Pe parcurs din cauza păcatului Și acum trebuie să învățăm De la al doilea Adam Sau mai exact de la ultimul Adam Care este Domnul Isus Hristos Cel care atunci când s-a rugat A fost și ascultat Binecuvântat să fie Domnul Când ucenicii l-au întrebat Domne Învață-ne să ne rugăm. El n-a ezitat o clipă. Și dați-mi voie să vă spun astăzi, rugăciunea Tatăl nostru nu a fost o rugăciune pe care Domnul Iisus a inventat-o acolo pe loc. Ci a fost o rugăciune pe care El o practica. V-ați gândit la asta? El se ruga Tatăl nostru pentru că Dumnezeu din cer era Tatăl Lui. Lui a fost ușor să le spună despre rugăciunea lui, viața lui personală de rugăciune, pentru că el o practica. N-a fost o rugăciune inventată, a fost o rugăciune pe care el o folosea din prea plinui inimii, vorbește, spuneți voi, gura. Așa încât rugăciunea tatăl nostru este rugăciunea pe care o făcea Isus în mod frecvent și această rugăciune are built-in, are înăuntru ei niște adevăruri colosale pe care noi le ignorăm pentru că de mici credem că știm rugăciunea Tatăl nostru. S-au publicat acum uh, datele noile, noului, noului recensământ. Mă, suntem creștini extraordinari. Dacă pe oricare creștin român îl și îl întrebi, știe rugăciunea domnească, mai o... Poate o confundă cu un Și meu, da, o știe. Știe rugăciunea domnească și dați-mi voi să vă spun, dragilor, că majoritatea dintre noi credem că știm, dar nu înțelegem ce spunem acolo. Pentru că de mici am auzit rugăciunea asta, o folosim și ne intră pe ureche, ne iesă pe cealaltă. De rugăciunea, spunea cineva, este respirația sufletului. Ați auzit-o pe asta, nu? Bine, respirația are foarte mult de -a face cu starea noastră cu starea noastră de sănătate. Dacă ne uităm și înțelegem în domeniul medical că n-ai probleme cu respirația, trebuie să alergi repede la medic. De asta covid a nenorocit atâția oameni. Nimeni care are probleme cu respirația nu spune, băi, abia respir, mă duc luna viitoare la medic. Ați auzit pe așa? Nu, nu are cum. Imediat la urgență, Trebuie rezolvată problema, nu-i ca o încheietură, ai că mai văd, mai pun într-o atelă, mai văd eu, mai dau cu niște unguien, nu, nu, nu. Când ai probleme cu respirația, alergi la medic ca să poți să supraviețuiești. Dacă am tratat rugăciunea cum tratăm respirația, oare acum ar fi viețile noastre? Prin urmare, în momentele următoare, vreau să ne uităm la rugăciunea noastră privată, de fapt, să ne uităm la cum se ruga Iisus în privat, ca să facem și noi la fel pentru că spuneam rugăciunea Tatăl nostru a niște, uh, niște adevăruri imense în ea și noi astăzi trebuie să ne uităm și să vedem despre ce era rugăciunea lui. În primul rând, rugăciunea Tatăl nostru ne arată care erau prioritățile lui Isus. Rugăciunea lui începe așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, spuneți voi Sfințească-se numele tău. Deci prioritatea lui Isus. Primul lucru pe care îl spune în rugăciune este sfințească-se numele tău. Cum adică? Ce înseamnă sfințească-se numele tău? A sfinți ceva, conform dicționarului, este a-l pune deoparte, a-l separa de ce este rău, a-l sanctifica. Iisus și-a învățat ucenicii să se roage și prioritatea rugăciunii lui, adică primul lucru pe care îl spune, este sfințească-se numele tău. Dorința lui cel mai mare era ca numele tatălui să fie sfințit pe pământ. Numele tatălui să fie proeminent pe pământ. Numele tatălui să strălucească pe pământ. Asta ne spune care era prioritatea lui. Spuneți toți, prioritate. prioritate. Asta era prioritatea lui Isus. În ce fel, în ce fel vrea Dumnezeu ca numele lui să fie sfințit pe pământ? Teologul Albert Meller explica în felul următor. Spune, când Isus îi cere lui Dumnezeu să sfințească numele, el îi cere lui Dumnezeu să acționeze în așa fel încât să demonstreze vizibil, Sfințenia și gloria sa Oare cum face Dumnezeu asta? Hmm, bună întrebare, mulțumesc că m-ați întrebat uh, Dumnezeu își demonstrează, își demonstrează sfințenia în lume Creând un popor sfânt Care să cheme numele lui Să proclame Evanghelia Și să răspândească lumina în lume și cine este poporul ăsta? Biserica locală. Biserica locală, noi credem că este singura soluție la problemele, toate problemele societale. Nu ONG-urile, nu uh, forurile religioase, cultele, denominațiile. Biserica locală este răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele care sunt în lumea noastră. Sfințească-se numele tău. Îmi place de Isus. Isus este Fiul perfect fiul perfect. Eu n-am fost fiul perfect, nici pe departe. Slavă Domnului că Dumnezeu le-a dat sănătatea lor mie și încă sunt în viață. Departe de perfect n-am fost. Dar Isus a fost fiul perfect. Fiul perfect care era preocupat să sfințească numele tatălui său. Era preocupat de, de luminozitatea numelui lui Dumnezeu, gloria numelui lui Dumnezeu, proeminența numelui Lui, lui Dumnezeu. Foarte interesant. Vroia ca numele lui Dumnezeu, adică reputația lui Dumnezeu să fie luminoasă pe pământ. Numele lui Dumnezeu, caracterul lui trebuie pus deoparte în această lume. De aceea în rugăciunea Tatăl nostru, sfințească să numele tău, este pe primul loc. În Ghețimani, înainte de cruce, când se roagă pentru ucenicii lui, Iisus spune, Doamne, mă rog pentru ei, nu să-i scoți din lume, ci să ai grijă de ei acolo în lume. Și spune, Tată, sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Tată, eu m-am sfințit pentru ca și ei să fie sfinți. Este același cuvânt. Puși deoparte. Să aibă faima pe care o ai tu, gloria pe care o ai tu, lumina pe care o ai tu. În 1 Petru, capitolul 3, zice Petru o chestie foarte importantă. Spune să cinstim în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Cum putem să-L sfințim pe Dumnezeu pe pământ? Cinstindu-L pe Fiul. Pentru că Fiul este tot una cu Tatăl. Când îl cinstim pe Fiul, sfințim numele lui Dumnezeu. Asta era prioritatea lui Isus în rugăciunile lui. Oare este și în rugăciunile noastre? Primul lucru pentru care s-a rugat a fost sfințească-se numele tău. Deci vedem prioritatea lui. Apoi înțelegem scopul lui. Spune, vie împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. A weekend trecut am fost la Chișinău și povestea pastorul Doru cum el a crescut în Bucovina și pe vremea aceea, la sate era foarte. Să ai o oglindă era un lucru mare în casă. Și zice, m-au plecat părinții de acasă, noi fiind 5-6 băieți, acolo am jucat fotbal cu o minge de asta de călți, am dat peste oglindă, am spart oglinda. Am zis, mamă, vin părinții acasă. Pe vremea aia, în Bucovina, în nord, nu se prea promova și practica educația finlandeză. Îți înțelegi ce am vrut să spun, da? Și copiii disperați, el fiind cel mai mare, știind că cel mai mare o ia de obicei, au luat cioburile, le-au pus pe pat și au pus-o așa împreună, au pus o pătură deasupra, s-au pus pe genunchi, au pus mâinile și au început să roage să cheie oglinda. <laughs> o, când a venit părinții acasă, vă dați seama, când au auzit ce au văzut, ce au făcut, părinții au râs și, da, au fost. Dar vreau să mă mărturisesc el s-a mărturisit și vreau să mă, mă mărturisesc și eu. O bună bucată din viața mea, am crezut că vie împărăția ta este vie ca opusul lui mort. Au vorbe serios. Vie ca opusul lui mort. Thy kingdom come, așa spune versiunea King James, să vină împărăția ta. Până m-am prins eu de poantă, am zis, băi, eu m-am rugat rugăciunea tatăl nostru și nu știam ce mă rog. Nu știam ce mă rog. Iisus, se ruga, scopul vieții lui era ca să vină împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și împărăția lui Dumnezeu să fie pe pământ cum era în cer. Asta era scopul lui. Eu mă rugam, vie împărăția, vie, împărăția ta e vie. Câte adevăruri de acestea pronunțăm fără să înțelegem ceea ce spunem. Scopul lui Isus era venirea împărăției. Cel mai mare predicator care a trăit înainte de Isus, Ioan Botezătorul. Știți cum și începea el predicile? Pocăiți-vă că îți împărăția cerului este aproape. Iisus, cel mai mare care a fost vreodată, a început predicile la fel, pentru că era aceeași școală de predicare. Pocăiți-vă că și împărăția cerului este aproape. Și el și-a terminat predica, pentru că orice predicator care se respectă cu ce începe și termină, aceea vrea să rămână în mintea și în inima oamenilor, el își termine predica și își termină misiunea cu mergeți și faceți ucenici. Ce este asta? Ce este asta? Este venirea împărăției lui Dumnezeu. Oameni buni, ăsta e scopul nostru. Scopul nostru, nu e numele nostru să fie cunoscut, să avem nu știu ce case, nu știu ce mașini, nu știu ce faim, nu, nu, ăsta e scopul nostru. Mai spuneam odată, dacă Dumnezeu, dacă scopul nostru era să fim botezați, sau carismatici și pentecostali spun botezați cu Duhul Sfânt, nu numai botezați în apă, păi atunci ne-a luat Domnul de pe pământ, nu? Dacă ăsta e scopul. Ce sens mai să ne aici? I don't know about you, dar eu vreau să merg acolo sus. Este cineva care vrea să fie sus în cer? Dar nu, ăsta e scopul nostru? Nu, no, nu, no, nu. No. Scopul nostru este venirea împărăției lui Dumnezeu. Amin. Asta, e asta a fost scopul lui Isus, venirea împărăției pe pământ. Și lucrul ăsta se întâmplă prin biserică. Mulți așteaptă împărăția. Doamne, să ajungă în împărăția ta, alții să închidă ușa după el, să-l împingă acolo cu picioarele. Și nu au înțeles nimic. Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu este în voi, în inimile voastre în relațiile voastre, în cuvintele voastre de har, în compasiunea voastră, în dragostea pentru păcătos, aia este împărăția care a venit și este în mijlocul vostru. În rugăciunile noastre, prioritatea trebuie să fie sfințirea numelui Tatălui. Scopul vieții noastre este, este venirea împărăției lui Dumnezeu. Și rugăciunea lui ne arată de asemenea și credința lui pâinea noastră, spuneți voi, cea de toate, dă nouă și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri. Bă, e interesant că majoritatea stresului de astăzi este pentru câștigarea pâinii, nu? Pentru câștigarea pâinii. Dar asta este o expresie greșită. Pentru că rugăciunea Tatăl nostru ne spune că pâinea ți-o dă Dumnezeu. Așa spune. Spune pâinea noastră, cea de toate zile, dă -ne nouă Astăzi. Înseamnă că noi trebuie să ne rugăm pentru ciocolată. Sau pentru vacanța din Egipt. Nu? Pentru rata la bancă? Alea, alea nu sunt garantate. Alea nu, 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 nu. Garantată este pâinea cea de toate zilele. Da, da. Dumnezeu se ocupă ca tot ceea ce avem nevoie de bază să avem. Sfântul Pavel spune dacă aveți cu ce vă brăca și cu ce, și ce mânca, să fiți recunoscători. Dar slavă Domnului! E foarte... De asta a promis Dumnezeu că se ocupă. stresul cotidian, stresul care te duce la spital, stresul care te, îți face pere albi, este câștigarea pâinii. Care este, cum spune americanul, a given. Adică asta este oricum dată. Stresul este câștigarea. N-ar trebui să fie asta stresul? Ia uitați ce spune Solomon în psalmul 127, zice, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei care o zidesc? Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba o vechează vegătorii. Degeaba, zice el, vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în ca în somn. Atenție mare, nu zice că le dă pâinea în somn. Că sunt unii care sparg semințe acasă și așteaptă să vină pâinea prin somn. Nu zice, nu zice asta, nu zice asta, da? Zice, ca prin somn. Înseamnă că în timp ce muncim și suntem serioși acolo unde muncim și da al nostru, da, nu, nu, suntem cinstiți în ceea ce facem, Dumnezeu ne binecuvintează ca prin somn. Asta înseamnă că Dumnezeu se ocupă de nevoile noastre primare, se ocupă de noi. În zilele acestea vorbeam cu cineva din biserică uh, despre uh, lucrul ăsta și îmi povestea cum uh, a aplicat la un moment dat, a trimis mai multe CV-uri la mai multe joburi și uh, a fost surprins să fie sunat la cea mai tare, la care nici nu se gândea companie în domeniu respectiv și zice, m-am dus la interviu cu boasa mare, bosul mare și zice, cum am intrat acolo? Spune, cum te cheamă? A, oh, așa, zice, tu ai cele mai bune referințe, ești angajat. Nu stai așa, am crezut că mă întreb despre ce știu să faci. Nu, referințele sunt extraordinare, strălucitoare. Și eu sunt, mulțumesc, sunt, apreciez foarte bine, salar fain, totul, condiții super, nici nu visam, dar vreau să vă întreb, de unde știți lucrul ăsta? Și spune șefa respectivă, o, cu tare, mi-a spus despre tine că ești un om extraordinar. Ești angajat. Omul nostru se duce acasă, pune mâna pe telefon și îl sună pe ăsta. Zice, băi, spune și mie, cum ai ajuns să vorbești cu bosul meu? despre mine. Și fratele, că era un frate de credință, spune, am intrat în casă cu ceva treabă și era un, un vraf așa de CV-uri acolo. Și a tău era primul. Și am văzut numele tău. Și am zis, o, oh, persoana asta e un om super. E omul lui Dumnezeu. Cum adică asta e tot ce ai spus despre mine? Asta e tot ce am spus despre tine. Și vorbeam și ziceam, extraordinar, dacă Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, Dumnezeu te binecuvintează. Mă, dacă Dumnezeu vrea să-ți dea ceva, Dumnezeu îți dă ceva. Mă, nu poți tu să-l îndupleci. Mă, dacă stau în genunchi mai mult, poate Dumnezeu să-mi dea mai mult. Poate îl convinc să-mi dea jobul pe care vreau să-l... Nu, nu, Dumnezeu deja vrea să-ți dea tot ceea ce știe El că trebuie. Dumnezeu, dacă vrea să te binecuvinteze, Dumnezeu te binecuvintează. Când văd un cercetor, deja știu că nu are o relație cu Dumnezeu. Pentru că săracul credincios are să dea și altora. Săracul credincios este bogat, are să dea și altora. Am auzit de familie cu 10 copii, nu? La care mânca toată scara blocului, la ei mâncau. Și ăla cu un copil nu prea avea nimic în frigider. De ce? Binecuvintează Dumnezeu. Dumnezeu dă Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu nu așteaptă ca noi, nu știu ce să-i cerem, nu. Dacă ne uităm, Iisus nu face o prioritate din asta, El face doar o afirmație. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă asta. Tată, tu oricum te ocupi. Tu oricum te ocupi. Eu nu o să mor de foame. Am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit ce și-a -și pâinea. Și pe copiii lui, la fel. Pe stradă. N-am, n-am, n-am văzut lucrul ăsta. De ce? Pentru că Dumnezeu poartă de grijă. Binecuvântat să fie numele Său. Iisus n-avea o prioritate din asta. Prioritatea Lui era sfințirea numelui. Avea un scop, venirea împărăției. Avea o credință, se ruga cu credință, pentru că Dumnezeu deja a promis că va da pâinea. Și apoi vedem în final care este lupta noastră. Zice El nouă ne iartă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne iartă greșelile. Deci, ispita este cumva legată de iertarea greșelilor. V-ați gândit la asta? La cursul Libertate, lecția care a avut cel mai mare impact a fost lecția despre iertare. Pentru că adânc în noi avem nevoie să iertăm. Și să știți că este direct legată de izbânda în ispită. Oamenii care au căzut, oamenii care s-au întors în lume, oamenii care au început din nou să trăiască în păcat, după ce au fost restaurați, sunt oamenii care nu și-au rezolvat iertările trecutului. Care n-au iertat din toată inima lor, n-au eliberat din toată inima lor. Dacă ne uităm la Isus, după ce a fost botezat, imediat după ce a auzit: Acesta este fiul meu în care îngăsesc toată bucuria, toată plăcerea, a zice că a fost luat de Duhul, cât de mare. Duhul Sfânt și dus în pustie ca să fie ispitit. Ca toat, toată activitatea lui pe pământ a fost între ispită și iertare, ispită și iertare. Și ai God news for you, toată viața ta este între ispită și iertare, ispită și iertare. Numai că avem aici o preconcepție. Cumva, cumva am fost învățat sau așa am moștenit faptul că este o condiționare în rugăciunea tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum iertăm și noi greșiților noștri, am fost învățați că dacă iertăm, ne iartă și Dumnezeu. Ați auzit-o pe asta? Așa credeți și voi? Mm. greșit. Intenția lui nu este asta? Intenția lui este și ceea ce spune el este pentru că tu ne-ai iertat și noi iertăm pe alții. Face o mare diferență. Dumnezeu nu-i cu lupa să se uită, să vadă, oh, Cristi a iertat? Hai să vedem dacă a iertat, dacă nu iartă, bang, nimic, nu, no. nu, no. așa-l cunoașteți voi pe Dumnezeu? Asta nu e Dumnezeul lui Isus. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu Acolo ceea ce spune este o afirmație Tată, așa cum noi iertăm Așa cum tu ne iertat, așa iertăm și noi Așa cum tu ne ierti, așa iertăm și noi Este în ADN-ul nostru Noi așa trăim, noi nu putem trăi altfel Cine a experimentat libertatea weekendul ăsta? Să strige amin Vrei să mai fii din nou rob? Și ai înțeles weekendul ăsta că robia și lanțurile și legăturile provin întotdeauna din neiertare. Neiertarea celui care te-a abuzat, neiertarea celui care te-a maltratat, neiertarea ta personală. Cel mai mare critic. Am mulți care mă critică. Domnul să-i binecuvinteze, n-am nimic cu ei, îi iubesc. Dar cel mai mare critic al meu sunt eu. Și Pavel zice la un moment dat, împotriva mea, n-am nimic. Nu mai am nimic împotriva mea. Zice Pavel asta sau nu? Nici măcar împotriva mea nu mai. De ce? Pavel a înțeles că nestematul este mai scump decât cufărul. Și a înțeles că valoarea lui vine din partea lui Dumnezeu, nu ceea ce este el, Pavel, PhD, honoris causa, cel mai mare. Nu, nu, zice Dumnezeu este cel care a pus valoarea în mine. Prin urmare, puteți să urâți ambalajul, dar Dumnezeu a așezat ceva prețios înăuntru. Dumnezeu a așezat ceva extraordinar de minunat împreună. Așa că iert, pentru că ăsta este ADN-ul meu. Eu nu pot să trăiesc altfel. Nu pot să trăiesc în ură, nu pot să trăiesc în ranchiună. Nu mă interesează lucrurile astea pentru că am experimentat libertatea. M-am întâlnit cu cineva la cafea dimineață și îmi spunea nu știu cum am putut să trăiesc până acum. Eu nu vreau să mai ies din starea asta. Cum fac să rămân în starea asta? În starea harului pe care am simțit-o ochii în ăsta? Cum fac? Și am zis, o, asta e doar începutul cu altcineva vorbea și spunea, o oh, starea asta extraordinară, Dumnezeu o are pregătită pentru noi și am zis, întotdeauna Dumnezeu are mai mult pregătit. Dacă ai ajuns să spui, gata, am experimentat tot, înseamnă că nu te închin lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne ducă mai sus, mai aproape, să experimentăm lucruri mai mari. Binecuvântat să fie Domnul. Noi iertăm, pentru că am fost iertați. Este doar o consecință. Așa că vedem rugăciunea lui Isus. Și vedem ce putere extraordinară are el în rugăciune, care sunt prioritățile, scopul lui, credința lui, lupta pe care a avut-o și pe care o avem și noi. Rugăciunea lui Isus e extraordinară. Amin. Hai să vedem acum cum e rugăciunea noastră. Scoateți cioburile de oglindă și uitați-vă la voi cum sună rugăciunea ta. Nu aici, ca aici când vii în prezența lui Dumnezeu, aici este o atmosferă încărcată duhovnicește, aici oamenii strigă de bucurie. ai cum să stai tu așa. Nu? Și cei mai, care sunteți mai taciturni, tot vă bucurați, v-am văzut eu. Da, nu e nicio problemă. Voi încerca să fiți, dar să știți că Domnul vă iubește și nu e nicio problemă. Ai, nu, 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 de rugăciunea de aici vorbesc. Eu vorbesc de rugăciunea din cămăruță, pentru că ceea ce le-a învățat pe ucenici, el se ruga în cămăruță, pe munte, în deșert, cum sună rugăciunea noastră, dragilor. Hai să vedem. Nu cumva este, Doamne, dămi, Doamne, fămi, Doamne, ai milă de mine. Cum zicea Erdoru, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cu popa prinde pește, o lăsăm. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, dăm. -mi. Eu am m-am născut aici, am trăit pe șosea națională și am făcut liceu național și mergeam pe jos. În fiecare zi treceam prin fața la mitropolie. Acolo dimineață, seară, noapte, zi, erau cerșetori. Și auzeam cum se roagă. dă -și mi un ban. Am un copil, am trei copii, dă -mi și mie un ban, că n-am, n-am, n-am. Da, dă -mi, dă -mi, și mi un ban. Și am zis, bă, extraordinar, rugăciunile noastre seamănă la fel. Doamne, dă-mi. Doamne, nu am. Doamne, dăm pâine. Cum, dar pâine ați e promisă? Doamne, mă rog pentru copiii mei, încep cu copiii și sfârșești cu copiii. Dumnezeu zice, învață-l calea. Copiii tăi sunt copiii Domnului, în primul rând. Uh -huh. Tu trebuie să-ți faci jobul, trebuie să le spui, trebuie să-i înveți, dar restul ei sunt copiii Domnului. El e cel care poartă de grijă. Ce-ți asumi, ceea ce nu este a tău. Doamne, mă rog pentru pâine, mă rog pentru... Pâinea îți este dată, pășește omule. Mulți dintre noi spunem că suntem din împărăția lui Dumnezeu și suntem ca cerșetorii la poartă la mitropolie. Bă, dar tu ești înăuntru, tu ești fiu, tu ești, tu ești de acolo, dinăuntru, ce faci? De ce ești încă la poartă cu mâna deschisă? De ce ești la poartă? Poți să mergi să iei, Ilean, nu e nicio problemă. De ce mergi cu mâna deschisă? De ce ești un cerșetor? Dumnezeu te-a chemat să fii fiu. Dumnezeu te-a chemat să fii fiu. Și asta trebuie să vadă în rugăciunea noastră. Care sunt prioritățile noastre în rugăciune? Care este scopul nostru în viață? Care este credința noastră? Pentru că în funcție de astea, Vom avea sau nu libertate. Vom avea sau nu biruință nispită. Vom putea sau nu să iertăm cu adevărat. Dumnezeu astăzi vrea să-ți spună, și folosește gura mea, ascultă-mă bine ce spun, tu ești fiu, nu mai cerși. Ceea ce am eu pregătit pentru tine nu poate să-ți ia nimeni destinul tău îți aparține numai ție. Am cântat că ni s-a scris un nume nou. Am și crezut ce am cântat? Un nume nou s-a scris în cer. Ăla e numele meu. Păi voi credeți că Dumnezeu are radieră? Băi ce folosește Moise acolo, e o figură de stil. Doamne, șterge mie numele în care crezi că l-a șters? Dumnezeu e cu radiera? Hop! Opa! Uite-l pe costeluș. Șterge-l! Șterge-l imediat! Oh, uite-l pe David ăsta! N-a iertat pe ăsta! gata, nu-l mai ier nici eu. Ăsta e Dumnezeul care cunoașteți voi? Come on! Dumnezeu este Tatăl nostru cel bun care l-a trimis pe Iisus și a găsit plăcere să-L zdrobească pentru păcatele noastre. Uh, uh, uh. Duhule Sfinte, vorbește-le și lor cum vorbești mie acum. Nu mai cerci ca un fiu, mai sta la poartă. Doamne, dăm, Doamne, Doamne, Doamne. Încerca să încerci să-l convingi pe Dumnezeu ca să te binecuvinteze. El vrea să-ți dea, totul este a tău. Ești ca fiul din casă. Ești ca fiul din casă. Nu, pentru mine n-ai făcut. Cum? Ce n-am făcut? Totul este a tău. Împărăția este a voastră. Luați-o. Este a voastră. Luați-o. Astăzi învățăm de la Isus cum să ne rugăm cu adevărat. Și ce aș vrea mult în momentele următoare este să rostim rugăciunea Tatăl nostru, înțelegând ceea ce spunem, și mai important ca orice, crezând ceea ce spunem. De acum încolo, prioritatea noastră în rugăciune să fie întotdeauna Sfințirea Numelui lui Dumnezeu. Prioritatea noastră în viață, în relațiile cu ceilalți, Sfințirea Numelui lui Dumnezeu, când oamenii se uită la noi să nu mai trebuiască să întrebe Bă, ce, ce carte citește ăsta dă-mi și mie o carte, dă-mi și mie un link la o conferință și să spună, mă uit la ea mă uit la el ăsta l-are pe Dumnezeu în viață Ia. asta înseamnă să sfințești numele asta înseamnă să sfințești numele noi scădem în putere și scădem ca număr, nu că nu știm să predicăm sau să cântăm, ci pentru că mărturia noastră în afară e praf prioritatea mea, Doamne, în rugăciune și în viață este ca numele Tău să fie sfințit pus deoparte, onorat scopul meu în viață, nu să mă târâi cum e, frate? Ah. Numai, numai când scoate sunetul ăsta îmi vine să-i dau un șut în... Uh, era să spun asta în fața, omului cum tu ești copil al lui Dumnezeu răscumpărat, născut din nou, numele tău e scris în cartea vieții și tu nu, no, nu, no, nu, no, ești un cerșător la poartă. Trăiești la pocăință, frate. Ești un cerșător la poartă. Altul care zice stresat, trebuie mai multă pâine, mai, mul, mai multă pâine, mai, mai multă pâine, pâine prinde mucegai. Pășești în promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va da tot ceea ce ai nevoie și întotdeauna pe deasupra Ca să dai altora e, Dacă vrei să strângi după, pentru tine nu mai. E, Ai treaba ta Dumnezeu ne învață așa Dumnezeu ne învață din prea plinul nostru să dăm altora N-ai putut să ierți Păi nu poți să ierți Pentru că nu -l... ai sfințit numele lui Dumnezeu Pentru că tu nu ești un ostaș a împărăției Pentru că credința ta este mică Și n-ai putere să treci prin ispită Pentru că nu le faci pe toate astea Așa că hai să ne ridicăm înaintea Domnului. Și rostim această rugăciune înțelegând ceea ce ea reprezintă de fapt. Prioritatea mea este sfințirea numelui. Doamne ajută-mă să nu fac nimic care să aducă o ofensă numelui. Scopul meu trebuie să fie venirea împărăției. Dă-mi har să grăbesc venirea. Am credință că Tu te ocupi de cele necesare vieții. Am încredere în Tine, Doamne. Ca tată el este onorat când aude asta, când vede asta în inima noastră. Dă-mi zbândă în lupta cu mine, Doamne, eu mi-s cel mai mare dușman, ajută-mă să iert, așa cum ai iertat Tu. Dă-mi putere să mă împotrivesc ispitei.